Un cetățean român a fost arestat în Australia după ce a fost prins în timp ce fura bani din bancomate cu ajutorul unor carduri clonate. Bărbatul era unul dintre membrii unei rețele care a reușit performanța de a fura sute de mii de dolari australieni de la mai multe persoane folosind aceeași metodă. Acest bărbat, deghizat în muncitor, a fost surprins de camerele video ale unei bănci din regiunea Melbourne, cum scoate bani de la bancomat folosind mai multe carduri pe care ulterior le aruncă la gunoi. Angajații băncii au chemat de îndată poliția. Ofițerul i-a cerut bărbatului să-și scoată casca și peruca înainte să-l aresteze. Cu ajutorul cardurilor clonate, gruparea infracțională din care făcea parte și românul a furat în doar șase luni 400.000 de, de dolari australieni, echivalentul la 280.000 de, de euro. Hoții de carduri Provin din țări precum România, Ungaria sau Bulgaria și au intrat în Australia cu vize turistice. Mulți au antecedente penale pentru infracțiuni violente. Judith și Pita, două pensionare, au fost păgubite cu 3000 de dolari fiecare în doar 3 zile. What am I going to do? How much has gone? It was a sense of violation, it was a horrible feeling. Never happened before. I think it's probably very difficult for us to know whether there's a scamming device implanted or not. Ca să cloneze un card, hoții amplasează un cititor de date ascuns în bancomat și o mini cameră video care înregistrează pinul victimei. Băncile își verifică de mai multe ori pe zi bancomatele, însă răufăcătorii au nevoie de doar câteva zeci de minute ca să fure informațiile multor oameni. În total, 50 de clienți ai unei singure bănci au fost prădați astfel.